În ce companii și-au investit românii bani în primele 4 luni ale anului? 2023 a adus o dinamică volatilă pe piețe, iar optimismul investitorilor s-a confruntat frecvent cu diferiți factori de risc. În contextul acesta, pe primele două poziții ale clasamentului celor mai tranzacționate acțiuni internaționale de către români se află Tesla, acțiunile Tesla listate pe bursa din Statele Unite, dar și pe cea din Germania. Pe locul 3 se află Alibaba, arată o analiză a XTB România. Bun, sunt companii din Nasdaq în mare, da, din Big Tech. Din Nasdaq sunt și se mai strecoară pe aici, pe acolo, pe bursele europene, pe DAX-ul german și, într-adevăr, exact. Tesla este, ocupă prima și a doua poziție, Tesla pe Statele Unite și Tesla pe Europa, Tesla de... Și pentru că am început cu Nasdaq, vreau să continui un pic cu Nasdaq. Mare parte sunt din Nasdaq, dar sunt și de pe bursele europene, sunt și de pe bursa din Hong Kong, dar avem o creștere destul de bună pe Nasdaq de la începutul anului până acum, în prezent de peste 26%. Motivul, îl spun imediat, AI. Știi că aveam un studiu acum câteva zile, da, care încă continuă, da, încă se cercetează. Companiile care au menționat de mai multe ori cuvântul AI în diverse ocazii au o creștere mai mare a randamentelor, a veniturilor și a profiturilor. Printre ele se numără și Nvidia, care e în acest top al investitorilor români. Da, Tesla are un plus de 70% de la începutul anului. Până la Tesla, aș spune că Nvidia este chiar sfântul graal al investitorilor pentru acest an, o creștere de 25% numai de când au publicat raportul financiar pentru primul trimestru. E și normal, Nvidia până la urmă se ocupă, sigur știm cu toții, cu plăci video de înaltă performanță, cu care până odinioară se utilizau la minatul de criptomonede, în special minatul de Bitcoin, datorită procesoarelor performante, dar se ocupă și de procesoare pentru inteligența artificială. Și tocmai azi Nvidia a ajuns la o capitalizare foarte bună, da, aproape 1000 de miliarde de dolar, da, a avut o creștere extraordinară în acțiuni ieri. Da, cu 250 de miliarde exact. Mai mult decât acum două zile. Bun, să ne întoarcem la acțiunile noastre, le-am avut mai devreme și pe ecran, parcă ai amintit tu ceva mai devreme de Alibaba. Da. Iată, investitorii români încă investesc în Alibaba, deși anul acesta a pierdut 12%, da, din prețul acțiunilor. Nu e o situație foarte gravă, pentru că pe termen lung ar putea fi o investiție bună. În general, investitorii experimentați se gândesc pe termen lung, nu pe termen scurt, că se întâmplă o scădere. Avem pe locul 4 o acțiune interesantă, Marathon Digital Holdings, o companie care se ocupă cu tehnologia activelor digitale, în special cu minarea de criptomonede. Știm că Bitcoin, spre exemplu, a performat foarte bine anul acesta, iar investitorii noștri au văzut, de la începutul anului are un randament de 178%. Mergem mai departe către Google, randament de 33% și a șasea preferință a investitorilor români. O preferință autohtonă, vorbim exact. De UiPath, care are însă niște scăderi la bursă după raportul financiar, 9% după ultima ședință de tranzacționare. Și s-a continuat această scădere la deschiderea de azi, are un minus de 17%, da, de 17%, da. La asta a ajuns din păcate. Nu are o evoluție chiar atât de rea anul acesta, dar în ultimele trimestre pierderile au scăzut. Anul trecut, în trimestrul întâi, da, din 2022, avea o pierdere de 123 de milioane de lei, deci nu se pune de dolari, nu se pune problema de profit. E, în trimestrul întâi din 2023 are pierderi de doar 32 de milioane de dolari. Și estimează că în următorul an va avea chiar profit, dacă nu mă înșel, 180 de milioane de dolari. Ce e cert e că și UiPath se cochetează, da, cu AI-ul, cochetează, de fapt e mai mult ca o profesie decât ca un hobby. Platforma UiPath e alimentată de modele de inteligență artificială. Ele învață cum îndeplinesc sarcini comune în aplicațiile lor de afaceri, dar practic nu te mai pun să efectuezi sarcini repetitive, că despre asta e vorba, automatizează totul cu AI. Acum, să amintim, acțiunea a ajuns la 13,5 dolari pe unitate de la 16,3. Asta azi când a fost această scădere de 17%. Dar după cum știm din sesiunile de raportare anterioare, în general, după raportări, acțiunile scad, apoi își revin la normal. Și probabil anul viitor, sperăm, da, va fi, după estimări, vor ieși în profit sau mai puțin pe pierdere, dar până la sfârșitul anului, dacă scad așa în continuare cum au scăzut față de trimestrul întâi al anului anterior, va fi bine.
Hai să vedem care sunt poveștile tale, că până atunci mai e.